Salut și bine venit să revin la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și reiau subiectul ăsta cu hidroelectrica pentru că mi se pare mie că mai sunt lucruri de spus aici și cum mai avem de discutat înainte de a decide dacă cumpărați sau nu cumpărați acțiuni la hidroelectrica. Înainte de a începe, am spus să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Ai undeva aici jos butonul de subscribe, iar lângă el ai un clopoțel mic pe care dacă vei bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Iar la finalul acestui episod, nu uita să dai și un like la acest episod sau un share ca să ajute la dezvoltarea canalului. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor care deja au dat subscribe la canal și care mă urmăresc zi de zi și care îmi lasă comentarii, pentru că apreciez foarte tare efortul vostru de a-mi lăsa acolo un mic mesaj, un mic comentariu și așa mai departe. Bun. Discutăm mai ales despre hidroelectrica, pentru că am făcut episoade și cred eu că lumea nu e încă lămurită. O să vin cu o serie de informații, cu o serie de întrebări pe care mi le pun și eu la rândul meu și iarăși cu niște mituri legate de faptul că sunt unii care cred că, mai ales că se discuta despre listarea pe bursa din Londra a hidroelectricii, aveau probabil mulți impresia că dacă se listează bursa din Londra, ori să o cumpere englezii, da? Deci nu era vorba că pur și simplu te listezi pe mai multe marketuri, da? E ca și cum ai vinde roșii și la București și la Londra, nu, dacă le vinzi la Londra o să le cumpere englezii și o să ne cumpere țara și noi nu ne vindem țara. Așa. Și cel mai mult s-a părut un comentariu fabulos, efectiv fabulos, undeva aici era un comentariu, îl caut să-l găsesc, era de genul, păi dacă nu o cumpărăm noi, cine să o cumpere? Că trebuie să o cumpărăm noi, că altfel ne-o cumpără străinii sau ceva de genul. Așa. Haideți să discutăm un pic despre toată treaba asta. Portofoliul meu arată cam așa de acum vreo două zile, că n-am avut timp să mai actualizez. Am înțeles că a mai crescut bursa astăzi, toată lumea era fericită astăzi, că crește bursa, că nu știu ce. Crește, scade, eu deja m-am obișnuit. Important e să fac rost de bani, să am cât mai multe active pe bursă. Pentru mine asta e mai important decât faptul că crește sau scade. La fel, putem să ne uităm 6-8-8. Nu mi s-a părut că a crescut foarte mult, 6-8-8. A crescut la fel ca ieri, un pic. 8-8-8, nu contează. Asta n-a crescut, cred că din 419, 416, 419, nu s-a întâmplat nimic. Oricum nu e important asta, că mai cade, mai scade, mai crește, asta este. Așa, ceea ce vreau să zic este următoarea chestie și mi se pare foarte, foarte importantă legată de treaba asta cu bursa. În primul rând, cine acționariatul la hidroelectrica, da? Cine deține hidroelectrica de fapt? Că asta e o întrebare foarte, foarte importantă. Și vedeți, mă rog, este din 2015, parcă sau ceva de genul postarea, dar nu s-a schimbat nimic. Acționariatul este fix la fel. Vedem că 80%,06% deține statul român, Ministerul Energiei. Asta este proprietarul, de fapt statul român este proprietarul hidroelectrica. Așa, și mai există 19,94%, zicem 20% rotund. Așa deține fondul proprietatea. Cei care vor să listeze pe bursă este fondul proprietatea de fapt, da? Deci ceea ce se va vinde pe bursă va fi 15% sau 10% din fondul proprietatea, că nu vor vinde tot 20%, da? Deci vor pune la dispoziție 10 sau 15% pentru vânzare fondul proprietatea pe bursă, da? Prima întrebare, fondul proprietatea fiind iarăși în majoritate deținut de stat, da? Dar trecem și peste treaba asta. Alta mea e întrebarea. Bă, dacă e o companie atât de bună, și asta e prima întrebare pe care o pun, de ce vrea fondul proprietatea să o pună pe bursă să o vândă, da? De ce vrea să vândă acțiunile de fondul proprietatea, mai ales că e atâta nebunie pe treaba asta? Asta e prima întrebare pe care mi-o pun. Și mă gândesc eu așa că fondul proprietatea va vinde acum, când se vor găsi toți începătorii ăștia, se vor găsi să cumpere și prețul va crește, va fi o perioadă când prețul crește și mă gândesc și eu să cumpăr, să profit și eu de oamenii ăștia care se aruncă așa pe bursă fără să știe, până la urmă e păcat să nu profiți de ei dacă tot vor să cumpere așa fără să știe ce cumpără, cum cumpără și așa mai departe. Probabil până la anul, când se va termina cu criza de energie și toate nebunia asta până la anul, va scădea prețul acțiunilor și fondul proprietatea va cumpăra pur și simplu înapoi acțiunile de la cei care vor vinde ieftin. Și a făcut profit din toată treaba asta. Cred că asta vrea să facă pentru proprietatea, că altfel motiv, dacă e așa de compania de extraordinară, nu-mi dau seama. Iar așa, a doua chestie pe care o știm cu toții și ne-am uitat, să caut și site-ul, cel mai bine ar fi ANRE, oferte electrică, energie electrică. Așa, uite, asta e comparatorul de prețuri. Pe comparatorul de prețuri de la ANRE, la fel,
dacă cautați, nu știu, în județ, în orice județ și așa mai departe, consumator casnic, vreau să văd dacă compară ofertele, hidroelectrica are cel mai bun preț, da? Dar nu e, asta e ideea de bază, că nu mai avea ceva pe aici. De astăzi vreau. Compară oferte, ia să vedem. Uite, hidroelectrica are cel mai bun preț, da, 0,72, față de ceilalți care e deja de la 1,72, după dublu, mai mult de dublu prețul. A, așa. E, ideea care este? Faptul că hidroelectrica are cel mai bun preț, da, înseamnă că are un profit mic. Nu știu câți dintre voi știu că, practic, dividendele se plătesc din profitul companiei. Dacă cu hidroelectrica va avea un profit mic, dividendele pe care le vor plăti vor fi mici. Atunci, iarăși, din nou îmi pune întrebarea, de ce să cumpăr hidroelectrica? Iarăși, a treilea aspect, foarte important și ăsta. O companie nu neapărat plătește dividende. Dar sunt și companii care vor să crească și nu vor să investească banii și nu plătesc dividende. Da? Cine credeți că decide dacă plătește sau nu plătește dividende această companie? Păi nenea ăla care are 80% din companie, da, are așa, și se numește statul român. Dar el decide chestia asta. Din fericire, aceea vin cu o bulină albă, să zic așa, statul român este după bani tot timpul și tot timpul cere din profitul companiilor 90%. Mi se pare că chiar este o lege sau ceva, că 90% din profitul companiei se distribuie către acționari sub formă de dividende. Da? Așa. Dar gândiți-vă din nou, vă pun pe ecran, voi o să vă bătesc pe 15-20% pe bucățica asta din covrig. Da? Statul nu va vinde acțiuni pe bursă, da? Adică statul rămâne cu 80%, tu te bați pe bucățica asta mică de aici. Așa. Covrigul mic, adică bucățica mică de covrig, mulți care vor să se bage să cumpere, o să fie prețul mare, eu asta cred. Și mă gândesc dacă pot și eu să cumpăr la începuturi, că va crește prețul și să vând, să fac speculă de fapt. Și sunt și alții care sunt sigur că gândesc la fel ca mine. Și atunci voi, dacă n-aveți habar de bursă, n-ați jucat până acum pe bursă, n-ați investit nimic ca niciodată pe bursă, e prima oară, aveți șanse foarte, foarte mari să pierdeți bani. Bineînțeles că puteți să ziceți că nu, că le cumpăr acum și o să le vând peste 10 ani de zile, nu mă interesează. Toți spun asta până vede că piața duce în jos, da? Și încep să vândă. Să sperie, aoleo, așa. Iarăși, prețul ăsta mic pe care are hidroelectrica acum, suspect de mic, mă gândesc că e o formă de marketing ca să audă lumea de hidroelectrica, ca să pară că e cel mai bun aset pe care îl poți cumpăra și așa mai departe. Într-adevăr, produce foarte mult din energia României. Într-adevăr, are potențial, adică orice firmă de energie în momentul de față are potențial foarte mare. Dar cred eu că prețul la care vom putea cumpăra va fi foarte, foarte supraevaluat și mi se pare că riscul e foarte mare să iei țeapă, să cumperi scump, da? Asta este ideea. Acum fiecare decide prin prisma faptului că poate să cumpere sau nu cumpere și face ce vrea el. Dacă crede că e o afacere bună, n-are decât să cumpere acțiuni când se vor lista. Momentan nu se știe nimic despre listare, dar sunt slabe șanse să fie anul ăsta. Sau dacă va fi anul ăsta, va fi probabil până luna decembrie, luna ianuarie. Mă gândesc să am și eu niște bani pregătiți pentru a cumpăra. Tocmai de asta, pot să cumpăr și să vând undeva la 5%, 10% profit. Și după aia să lasă alții să câștige echipurile și să vedem ce se va întâmpla. V-am zis, prețuri mici înseamnă profit mic. Profit mic înseamnă dividende mici. Nu știu de ce mi se pare vouă atât de atractivă compania asta, că mai sunt și alte companii de electricitate pe bursă și puteți să cumpărați la ele. Adică nu știu dacă e cel mai bun lucru să cumperi. Astea v-am mai ales, că mi se pare un PR așa nemaipomenit în jurul companiei ăsteia, mai ceva ca la Tesla, și care garanta va duce prețul în sus. Așa. Mai erau niște riscuri, să mă gândesc dacă mai e ceva ce n-am spus. Am spus de legat de acționarinat, am spus de faptul că vă înghesuiți pe aia, despre aia cum ne vindem țara, ați văzut că nu vindeți. Iarăși, dacă cumpără străinii, acei 15%, nu știu, fondul Mogula Mondială, nu știu cum zice, Oculta Mondială, cine vreți voi, alte popoare care ne controlează pe noi și așa mai departe. Oare au ei încredere suficientă în statul român și în competența statului român să-și pună banii acolo și să-i liște? Pentru că riscul e același pentru fiecare. Iarăși, am văzut că de multe ori înjurat statul român că ce fac, că trec, și totuși vreți să cumpărați acțiuni la o companie unde statul român
ia decizii. Cred că știți cu toții că anumite că posturile astea de directori în companiile astea de stat sunt puse de multe ori pe pile, sunt puse pe relații, salarii foarte mari. Ce înseamnă salariile alea imense pentru directorii aia din companiile astea puse acolo și puse acolo așa? Înseamnă profit mai mic. Ce înseamnă profit mai mic? Dividende mai puține, da? Și pentru stat dividende mai puține, dar și pentru tine ca acționar. Și atunci gândește că sunt acționari care nu vor să investească în companii de stat. Eu ați văzut că am în companii de stat, adică am la... ia să pun pe ecran ca să-și vadă. Ăsta ce, SNP-ul are participație de stat, COTE are participație de stat. Ce mai pun portofoliu pe cei care e ca și statul român? Nu le mai știu restul, ia să dăm pe pondere ca să văd mai bine. Pondere. Deci COTE este, deci COMPETU este companie de stat, SNP-ul, OMV Petrom iarăși are statul participație destul de mare la el. Și... Transelectrica, iarăși nu mai zic că Transelectrica e companie de stat. Deci tot ce am pe energie, vedeți, tot în zona de energie, toate sunt și companii de stat până la urmă. Și deci nuclear electrică, dacă vreți, n-am eu un portofoliu, dar nuclear electrică are și companie de stat, dar are șanse să facă profituri poate mai bune decât hidroelectrica și așa mai departe. Adică nu știu dacă e o idee bună, dacă tot vrei să cumperi pe bursă, măcar, nu știu, dacă ai 10.000 de euro, cumpără de 5.000 de euro hidroelectrica și cumpără de 5.000 de euro nuclear electrica. Poate e în balanță mai bine pus așa. Sau nu știu, gândește foarte, foarte bine ce faci cu banii tăi. Sfatul meu ar fi, dacă intri pe bursă mâine, să cumperi de 100 de euro pe lună acțiuni și să înveți pe ce e vorba și după aia să te gândești dacă e o idee bună sau nu să cumperi acțiuni la nu știu ce companie. Așa, uite, mai uite, mă duc eu un pic de nu aici, că o căutare. Așa. Agvila, mai zis, o companie care e Agvila, uite-l acolo. Aquila, de fapt. Așa. Dau pe... A găsit-o aici, dar stai să vedem cum o pun eu pe ecran mai mare. Un an, 5 ani. Da, ăsta e prețul la care a fost la listare. Nu știu, poate să văd doar care e graficul ăsta mai mare. Pot să-l văd, e bine așa. Da? Mă rog, ea are sub un an listare, da? E, ăsta a fost prețul la listare, deci aici au cumpărat oamenii, da? Și mai este o companie solidă, după care s-a dus în jos, a revenit și acum e aici. Toată bursa e aici, așa, acum. Dar să nu vedem un grafic de genul ăsta și la Hidroprahova. La hidroelectrica, da? Să cumpărați, să nu fiți aia care cumpără aici. Și până vă întrebați aici ce s-a întâmplat și ce ați făcut cu banii voștri, da? Trebuie să cunoașteți acest risc, până la urmă, bursa vine cu astfel de riscuri. Poate să arate și invers graficul, să fie zloți aici, să ducă în sus și să faceți profit și așa mai departe. Dar gândiți-vă bine, merită să luați, nu merită să luați. Până la urmă, voi investiți în statul român. Statul român e care are 80% din companie, da? E ca și cum ați investi în companie, aș vinde eu în compania mea proprie 20%, dar eu voi fi acționar majoritar, eu voi ține 80% din companie, eu voi decide ce fac cu banii și cum dezvolt compania aia mai departe, ce investiții fac și așa mai departe. Așa, deci este fix alegerea voastră, trebuie să aveți foarte mare grijă, dar v-am zis, întrebarea principală pe care eu n-am un răspuns la ea este de ce fondul proprietatea vrea să vândă acțiunile astea, da? Adică asta este întrebarea, iarăși n-am apucat să mă documentez să văd ce dividende a plătit Hidroelectrica în anii trecuți, da? Pentru că ea a plătit dividende către fondul proprietatea, către statul român, chiar dacă nu apar în graficile de pe bursă, pentru că n-a fost listată pe bursă, undeva sunt sigur că există aceste informații, adică se pot calcula și se pot afla, adică, dar asta nu înseamnă că de acum încolo va fi mai departe la fel, da? Așa, mai ales dacă menține prețul ăsta mic, înseamnă că o să aibă un profit mic și o să fie dividendele mici, m-am mai spus. Bun, cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că ți-a plăcut. V-am zis, încă o dată, repet, pentru a 15 oară în clipul ăsta, mare atenție la compania asta când se va lista, mare atenție, da? Așa, sper că ți-a plăcut acest episod, mă luăm mai alegea ta dacă cumperi sau nu, în colțuri, vor apărea episoade mai vechi, care sper să-ți placă și alea, nu uitați să dai un like, un share și un subscribe și ne reauzim în curând cu un nou clip, îți mulțumesc!